Răzvan Simion, apariție de senzație la nunta lui Dan Oțil. Prezentatorul, alături de iubita lui, găsește pe cineva care... Răzvan Simion s-a prezentat la nunta lui Dan Oțil cu noua iubită. Răzvan Simion s-a prezentat la nunta lui Dan Oțil cu superba lui iubită. Cei doi s-au fotografiat și au postat imaginea pe rețelele de socializare. Iar fanii au fost extrem de încântați să-l vadă pe prezentatorul de televiziune din nou îndrăgostit. Răzvan Simion, imagine de senzație alături de noua iubită. Sâmbătă, 15 mai, Dan Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele. Cei doi îndrăgostiți urmează să devină și părinți în perioada următoare și se pare că și-au dorit să ajungă în fața ofițerului de stare civilă înainte de a veni pe lume bebelușul. După ce au terminat ceremonia, a avut loc o petrecere pe cinste, cu invitați care mai de care, muzică bună. Mâncarea asigurată chiar de bucătarul Vlăduț și cu voie bună. Bineînțeles că de la un așa eveniment special nu putea să lipsească Răzvan. Cu toate acestea, prezentatorul nu s-a prezentat singur, ci alături de noua lui iubită, Daliana Răducanu. Cei doi îndrăgostiți au imortalizat momentul, iar imaginea postată pe rețelele sociale a strâns sute de aprecieri. Ba chiar mai mult, la descrierea pozei, Răzvan a scris următoarele: găsește pe cineva care... Cine este Daliana Răducan? Noua parteneră de viață a lui Răzvan Simion, Daliana Răducan, este de profesie arhitect și designer de interior. S-a făcut cunoscută după ce a făcut parte din echipa Visuri la Cheie. De asemenea, pe site-ul său, frumoasa brunetă se descrie ca fiind: îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros. Fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate, căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă.